Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Ziua și bun găsit la știri! Vineri, 31 iulie 2015, în sala de ședințe a Consiliului Județean Hunedoara a avut loc ședința extraordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest. Ședința ce a fost condusă de Adrian David, președintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest și al Consiliului Județean Hunedoara. În cadrul acesteia au fost supuse aprobării membrilor CDR Vest traseele de drum județean propuse la nivel regional pentru a primi finanțare în cadrul axei prioritare 6, îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională a programului operațional regional 2014-2020. Alături de mine s-a fost președintele Consiliului Județean și vicepreședintele Consiliului Dezvoltare Regional, domnul Titi Coșii, și domnul Sorin Maxim, director general al ADR Vest. Punctul pe care am încercat astăzi pe zi a fost votul asupra listei de priorități pentru drumuri județene propuse spre finanțare pe programul operațional regional 2014-2020, mai precis axa 6 de finanțare. Și o să avem un material pe care domnul Maxim Vigil o să-i pună la dispoziție după a deja l-ați primit, în care sunt menționate toate drumurile ce urmează fi finanțate de ori. În ceea ce privește județul Hunedoara, avem două drumuri județene care le-am trecut cu prioritate, vorba de culoarul Mureș Nord și de drumul județean 687, Sântuhan Hunedoara Cajana. În cazul în care va exista finanțare în plus, este întocmită și o listă de rezervă altor drumuri ce necesită reabilitare. O listă destul de surprinzătoare pentru rezervă și ne așteptăm ca să putem finanța undeva la 150% din cât se va aloca rezervă, sunt 95 milioane de euro, dar sperăm să absorbim undeva la 150%, bazându-ne și pe programul operațional regional precedent 2007-2013. Lista de rezervă cuprinde modernizarea drumului județean 707A, limită județ Arad, Pojoaga, Grind, kilometru 10 plus 880 la 24 plus 028 și reabilitare drum județean 705A, Orăștie, Costei, Sarmi, Zegetuza, Regia, kilometru 2 plus 200 la 19 plus 465. Energeticienii de la Mintia au protestat și astăzi în fața companiei. Aproape 100 de angajați și-au exprimat nemulțumirile legate de modul în care se dorește încheierea noului contract colectiv de muncă. Totuși, după discuțiile avute cu directorul termocentralei, angajații s-au întors la muncă și așteaptă acum ca promisiunile făcute să le fie respectate. De mâine, angajații de la Mintia și nu numai ar putea rămâne și fără salarii, dar și fără o serie de drepturi. Contractul colectiv de muncă expiră la 1 august, iar noile prevederi nu par să fi fost pe placul angajaților. Acestea au și fost motivele pentru care alți 100 de energeticieni au ieșit astăzi din nou în stradă. Doar că de această dată, în fața protestatarilor, a ieșit directorul termocentralei, cel care a purtat o serie de discuții cu angajații nemulțumiți și le-a promis că în cursul acestei zile vor putea intra în posesia tichetelor de masă și că drepturile bănești vor fi virate pe cardurile de salarii. Nu în ultimul rând, negocierile privind noul contract de muncă vor continua, sindicatul energeticienilor propunând semnarea unui acord de prelungire a celui vechi, valabil până la data la care complexul energetic Hunedoara va fi divizat în sectoarele energetic și minier. Potrivit Agerpres, actualul contract colectiv de muncă de la CEH va expira pe 1 august. În lipsa unui nou document, angajații urmând să beneficieze doar de prevederile din contractul individual de muncă. Acest fapt ar însemna o reducere de 20% a veniturile unui salariat, conform calculelor efectuate de Sindicatul Muntele de la aceeași unitate economică. Cea de-a 16-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret Carpatica a cucerit iubitorii de muzică populară din județul Hunedoara. Evenimentul și-a deschis porțile cu o paradă pe străzile Devei a ansamblurilor participante. Manifestarea ce a debutat cu o paradă a delegațiilor prezente la festival pe străzile Devei a atras privirile trecătorilor și a iubitorilor de folclor. Delegațiile participante la Festivalul Carpatica au făcut și o vizită la Consiliul Județean Hunedoara.
Întotdeauna e o zi frumoasă atunci când vedem tineri care se îngrijesc să-și păstreze valorile tradiționale. A fost o onoare pentru noi că am putut să sprijinim pentru anul 2015, pentru ediția 16-a, acest festival Carpatica și sper că să reușim să ne intensificăm eforturile pentru că anul viitor să fie o prezență și mai numeroasă. Vizita la Consiliul Județean a fost extraordinară. Domnul președinte ne-a primit cu multă amabilitate. Am fost ca întotdeauna băgați în seamă, ca să spunem așa. Lucru pentru care mulțumim. De asemenea, datorită finanțării Consiliului Județean, ca în fiecare an, suntem în situația de a putea organiza acest festival internațional pentru copii și tineret. Festivalul, ce a debutat în 28 iulie, își va ține deschise porțile până pe 3 august, timp în care se vor derula spectacole în mai multe localități ale județului Hunedoara. Astfel, sâmbătă, începând cu ora 18:30, la Simeria va avea loc Parada Portului Popular, dar și un inedit spectacol de muzică populară. Iar duminică, de la 11:30, la Certejul de Sus, va avea loc festivitatea de închidere a celei de-a 16-a ediție a Festivalului Carpatica. Ședința de Consiliu Local de la Deva de ieri a scos la iveală date importante legate de groapa de gunoi a Devei, precum și de alte proiecte de importanță majoră pentru deveni, care au fost proiectele aprobate de consilieri, aflați în materialul următor. 33 de proiecte de hotărâre s-au aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de la Deva. Toate cele 33 de proiecte au și fost aprobate de consilieri. Printre acestea, cele mai importante s-au dovedit a fi proiectul care prevede asocierea dintre municipiul Deva prin Consiliul Local cu Colegiul Național Sportiv Cetate în vederea sprijinirii echipelor de fotbal seniori și juniori, precum și a atletismului de înaltă performanță. Proiectul care prevedea retragerea primăriei ca finanțator din asocierea cu Clubul Sportiv Municipal Deva. Un alt proiect important a fost acela prin care s-au aprobat tarifele pentru o călătorie cu telecabina pe dealul cetății. Potrivit celor de la telecabină, tarifele au rămas aceleași, respectiv 10 lei pentru adulți, 5 lei pentru copii și 5 lei pentru pensionari. Comisia juridică? Favorabil. Comisia de buget? Favorabil. Servicii publice? Favorabil. Inscrierea la vânt, trecem la vot, din plăcutări cine este pentru, împotriva ține, articolul 1 pentru, împotriva ține, articolul 2 pentru, împotriva ține, articolul 3 pentru, împotriva ține, 4 pentru, împotriva ține, 5 pentru, împotriva ține, o treia pe ansamblu pentru, abține, vă mulțumesc, am votat votarea 258. La fel ca și acestea și celelalte proiecte au trecut cu brio de votul consilierilor deveni. Suntem trecuți de jumătatea anului, așa că în pasul Vulcan, pregătirile pentru sezonul de iarnă sunt în toi. La acest moment se lucrează la amenajarea pârtiei cu numărul 2 la apreschiul ce va fi construit în apropierea stației de telegondolă, dar și la camerele speciale pentru depozitarea schiurilor ori a bocancilor. Suntem în faza de a autoriza pârtia. Avem toate documentele necesare realizate, așteptăm să vină de la București echipa să autorizăm cele două pârtii de schi. Gheorghe Ile mai spune că toate aceste lucrări vor fi gata până la începutul sezonului de iarnă. Cea mai importantă competiție de acrobație aeriană care a reunit la Deva piloți de top din întreaga Europa s-a încheiat. Deja se cunosc rezultatele finale de la cea de-a noua ediție a Campionatului European de Acrobație găzduit de aerodromul de la Săulești. Pe aerodromul de la Săulești, 48 de piloți din 12 țări de pe vechiul continent, respectiv Elveția, Italia, Lituania, Monaco, Luxemburg, Marea Britanie, Belgia, Rusia, Polonia, Franța, Ucraina și România, s-au întrecut în cea de-a noua ediție a Campionatului European de Acrobație. Evenimentul de la Săulești a fost organizat de către Aeroclubul României împreună cu Federația Aeronautică Română sub egida Federației Aeronautice Internaționale. A fost o reușită pentru aviația română, pentru România, ținând cont de faptul că este pentru prima dată când țara noastră găzduiește un eveniment de asemenea amploare, a fost ceva nou pentru noi, dar considerăm că ne-am dus la capăt obiectivul propus.
Evoluția piloților români a fost una remarcabilă. Astfel, România, în componența lui George Rotaru, Laszlo Ferenc, Andrei Șerbu, Cristian Iorgov și Dan Ștefănescu, a cucerit medalia de argint în concursul pe echipe, primul loc revenind Franței, în vreme ce Ucraina a ocupat ultima treaptă a podiumului. La individual, Laszlo Ferenc a devenit vicecampion european, fiind încadrat pe podium de doi francezi, Jean-Max Vettio, laureatul întrecerii, și Benoît Fact, medaliat cu bronz. Competiția s-a bucurat și de succes la public, fiind destui care chiar și-au exprimat dorința de a practica acest sport. Se știe însă că acrobația aeriană nu este doar dificilă, ci și costisitoare, însă pentru piloți, întrecerea de la aerodromul Deva de la Săulești a avut o importanță deosebită. Este un sport costisitor, ținând cont de faptul că prețul mediu unei aeronave este în jur de 500.000 de euro. Sunt aeronave de construcție specială și pentru o înțelegere mai profundă pot să spun că este o etapă undeva comparabilă cu o etapă de Formula 1 la auto. Finalul evenimentului este sâmbătă, 1 august, când de la ora 12.30 la aerodromul din Deva Săulești va fi un show aviatic de zile mari, urmat de festivitatea de premiere. Să urmărim grupajul de știri pe scurt. Incendiul de la groapa de gunoi a municipiului Deva, care a fumegat timp de aproape două săptămâni, a fost lichidat în cursul zilei de joi, după ce în zona au fost aduse peste 50 de camioane cu pământ și moloz pentru înăbușirea focarelor. Incendiul de la groapa de gunoi s-a declanșat din cauza acumulărilor mult prea mari de gaze la temperaturi de peste 35 de grade. Pompierii militari din Deva au intervenit aproape zilnic pentru stingerea focarelor, care generau mult fum. Aproape 300 de polițiști hunedoreni au fost angrenați pe parcursul a 5 zile în această săptămână în peste 65 de acțiuni pentru depistarea, identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor care încalcă prevederile legale, dar și a celor urmărite în temeiul legii, precum și pentru asigurarea fluenței traficului rutier. În timpul acțiunilor au fost aplicate 520 de sancțiuni, din care 440 numai de către polițiștii rutieri. Astfel, din cele 520 de sancțiuni contravenționale, 70 dintre acestea au fost aplicate pentru nerespectarea legii 61/1991, care sancționează faptele de încălcare a normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Alte 440 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate pentru abateri de la codul rutier, fiind reținute în acest sens 20 de permise de conducere, dintre care 10 pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice. Din cele 440 de sancțiuni contravenționale prevăzute de codul rutier, aproape 130 au fost aplicate pe numele conducătorilor auto care au depășit regimul legal de viteză. În această perioadă au fost contestate 13 infracțiuni, dintre care 4 de natură judiciară, 3 la regimul circulației rutiere, iar alte 6 din diverse domenii. În urma activităților, polițiștii hunedoreni au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 97.000 de lei și au ridicat în vederea confiscării bunuri în valoare de aproximativ 4.000 de lei. Bunuri folosite sau provenite din săvârșirea de contravenții sau infracțiuni. Echipa de gimnastică a României, formată din 3 sportive din lotul național de junioare de la Deva, s-a clasat pe locul 4 în ierarhia pe echipe de la Festivalul Olimpic al Tineretului European, care se desfășoară la Tbilisi, în Georgia. Gimnastele Ioana Crișan și Olivia Câmpian, ambele la CNS Cetate Deva, și Andreea Ciurușniuc de la Steaua București, au ratat medalia de bronz din cauza punctajului slab de la paralele. Medalia de aur a revenit Rusiei, care a fost urmată de Belgia și Germania. În ierarhia pe aparate, România a fost în top la sol, locul 2, după Belgia, la bârnă locul 3, după Belgia și Rusia, și la sărituri locul 5, în vreme ce la paralele tricolorile au ocupat locul 7. Cele 3 gimnaste antrenate de Liliana Cosma și Florin Cotuțiu au însă șanse la medalii în probele individuale. Astăzi vor fi primele 2 finale pe aparate, iar mâine, 1 august, se vor disputa ultimele 2 finale. Delegația României ocupă locul 13 în clasamentul pe medalii la FOTE 2015, după 4 zile de competiții, cu 4 medalii, 2 medalii de aur și 2 de argint. Medaliile de aur au fost cucerite de notătoarea Maria Claudia Gâdea, de atleta georgiana Iulia Aniței la triplu salt, iar cele de argint de atletul devean Bogdan Ioan Sintoianu la lungime și de judoka Răzvan Ciolan. Rusia este pe primul loc cu 19 medalii, 7 de aur, 5 de argint și 7 de bronz.
Arcașul Răzvan Marcu, legitimat la Sport Club Municipal Deva și component al lotului național al României, s-a calificat ieri în 16-mile finale Campionatului Mondial de Tir cu Arcu, care se desfășoară în Danemarca, realizând cea mai bună performanță dintre tricolori la acest concurs. Sportivul din Aninoasa, antrenat de Viorel Hăbian, a intrat astfel în topul celor mai buni 32 de arcași ai lumii și are mari șanse de a obține biletele pentru Jocurile Olimpice de la Rio de anul viitor. În duelul pentru un loc în optim, Răzvan Marcu va întâlni azi de la ora 16 pe olandezul Van der Ven Rijck. Astfel, veterana Simona Băncilă și ea legitimată tot la SCM Deva, singura reprezentantă a României în concursul feminin, a pierdut în primul tur eliminatoriu cu scorul de 0-6 în fața sportivei Lisa Unruh din Germania. Iar în competiția pe echipe, reprezentativele României au părăsit concursul după primul tur preliminar. Formația masculină antrenată de Viorel Hăbian și alcătuită în Răzvan Marcu, Andrei Dănilă și Daniel Ciornei, ambii de la CSM Iași, a acumulat 1268 de puncte din 1440 posibile și a ocupat locul 22 din 58 de echipe prezente la start. La echipe mixte, România, în alcătuirea Simona Băncilă, Andrei Dănilă, s-a clasat pe locul 33 din 60 de echipe și a fost eliminată, întrucât mai departe s-au calificat doar primele 16 combatante. După cum prognozează meteorologii, vremea în județul Hunedoara va fi relativ instabilă, cu temperaturi suportabile pentru această perioadă a verii. Dacă noaptea va fi predominant senin în mai toate zonele județului, mâine va predomina instabilitatea atmosferică, fiind posibile și furtuni în zona Hațegului și în Valea Jiului. Temperaturile minime la noapte vor fi de 11-12 grade Celsius în zona centrală, Deva, Hunedoara, Simeria, Călan, cel mai rece fiind totuși la Brad, unde se vor înregistra 10 grade Celsius. Mâine, pe un fond de instabilitate atmosferică, temperaturile vor urca până la 29 de grade Celsius în zona centrală a județului, minimele zilei de mâine registrându-se în Uricani, Petrila și Petroșani, unde vor fi 22-23 de grade. Undeva va fi cald, dar suportabil, cu o diferență mare între zi și noapte. Astfel, la noapte vor fi 12 grade Celsius, iar mâine termometrele de venilor vor arăta maximum 29 de grade Celsius, fiind așteptate și surprize din partea norilor ce vor fi prezenți pe parcursul zilei. Punem punct aici jurnalului de știri. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!